Mulți analiști sunt de părere că mentalitatea românilor s-a schimbat suficient pentru a putea accepta ca în fruntea țării să fie numită o femeie. Și asta cu atât mai mult cu cât majoritatea țărilor foste comuniste au trecut deja prin această experiență. Cu toate acestea, opinia publică are păreri împărțite asupra acestui subiect. Cea mai recentă cercetare relevă că puțin peste 31% din români consideră că o femeie ar fi potrivită să devină președintele României și că ar vota în acest sens. Giurgiuvenii susțin această posibilitate și îi dau șanse mari sexului frumos. Nu e exclus. Poate conduce mai bine ca un bărbat, zic eu. Adică s-ar putea să conducă mai bine sau să conducă mai prost. Deci sunt două posibilități. Cred că are aceeași șansă ca și un bărbat. Totul depinde de personalitate și de puterea ei de muncă, de caracter în primul rând. O părere bună. Ați votat? Da, am votat. Una foarte bună. Ați votat? De ce nu? În același timp, peste jumătate din respondenții barometrului de opinie consideră că este o idee proastă și nu ar vota un candidat femeie. Femeile să mai stea și mai jos, lăsă bărbatul să conducă țara. Deci nu v-ar plăce? Nu. Că să avem destui bărbați care sunt capabili. Exclus. Exclus, atâta timp cât avem pe scena politică femei ca Elena Udrea, care au cheltuit banii țării miliarde, nu avem nicio șansă. În mare, giurgiuvenii sunt de părere că societatea românească nu este pregătită pentru venirea în funcția supremă în stat a unei femei. Ei spun că mentalitatea românească este destul de conservatoare și patriarhală pentru a vota o femeie președinte.